ideea aceasta de parteneriat a pornit la începutul anului. Da. A pornit la începutul anului în mai multe evenimente, cu prilejul mai multor evenimente. A fost vorba de 100 de ani a României, proiect care s-a petrecut în noaptea muzeilor, cu un succes excepțional, în care copiii s-au manifestat, au lucrat, au participat cu lucrări și au și lucrat efectiv. Apoi au mai fost alte proiecte mai mărunte, dar țin să menționez de evenimentul Focurile Sfântului Duminicu, care au avut loc pe 24 octombrie, cu colaborarea liceului, sigur că n-a fost de fapt, pentru ca elevii liceului să-și poată finaliza lucrările. Am depus un efort pentru repararea cuptorului de ceramică din curtea muzeului și sigur că da, cuptorul a primit lucrările copiilor. Sper că au fost recuperate toate, pentru că s-au bucurat în ziua respectivă, a fost chiar foarte frumos. Am stat până noaptea târziu, până la 10 seara, ca să se stingă cuptorul, am așteptat răcirea lui spre dimineață, bineînțeles nu pe loc, normal. Deci asta a fost a doua participare efectivă a copiilor și aceasta a treia, în care de fapt era pregătise icoanele pentru luna decembrie, să ne bucurăm de sărbători. Când a venit ideea de a sărbători 70 de ani a liceului, chiar am avut o presărire, pentru că 50 de ani, împlinirea 50 de ani, am organizat-o personal cu un grup de colegi care și-au sacrificat familia un an și jumătate. Am adunat sponsorizări, am adunat pentru sponsorizări, am scos o monografie, domnul Silvan Ionescu a căutat și a găsit în arhivele statului date minunate, surprinzătoare. Și de ce vă spun, a fost emoțional pentru că încă mai trăiau profesorii noștri. Profesor de 85 de ani, profesor de matematică, profesor, fostul director, domnul Șopăr, care după aceea a devenit directorul, a devenit decanul în facultate. Și ce să vă spun, s-a depănat în amintirile respective, de fapt, petrecerea acestui istoric de la o școală de arte și meserii înființată de domnul Robescu, consilier în primărie, care și-a donat casa și care a devenit liceu și pe care o găsiți, o întâlniți într-o stare, într-un fel, dar cu speranțe de restaurare, în curtea facultății. Cu acest prilej am aflat că lucrurile vândute de la târgul sau participând ale copiilor au fost plătite și parțial sumele primite de ele, iar sumele 75
cum îi spune, schimbarea, reforma învățământului din 47, am figurat împreună cu coreografia, iar în 48-49 s-au despărțit. Coreografia s-a dus în Lemnea, în strada Lemnea, iar liceul de artă s-a dus, cum vă spun, aici în Petrol. Inițial, împreună, au fost într-o casă din Piața Anzei. Din cauza aceasta, cred că pentru că s-au verificat personalități, domnul Petrescu a fost absolvent de facultate, domnul Petrescu primul, al doilea director, primul spuneam că a fost domnul Șovăr și acest domn Hariton Petrescu, care și-a sacrificat meseria de pictor sau profesia mai bine de pictor, mulțumesc!